Campionilor este un proiect al Asociației Academia Campionilor Pro Mișcare, o organizație non-guvernamentală și non-profit. Copiii au venit cu un moment. Din Academie au venit gașca ce se cheamă Lemon Squad. O să-i vedeți. Sunt Lemon Squad, vin de la Academia Campionilor. De copii se ocupă Corina Platon. Ea se și înstrâmbă aici printre camere. Așa face orice coregraf. Gașca de copii. Mă, copii, voi știți ce părere avem noi la Neața despre șpagă? Șpagă? Vi se pare că șpaga e o chestie bună sau să dai șpagă? Nu e bună nicăieri în societate, dar la Neața este foarte practice. Cine ne-a pregătit cineva ceva și nu văd ce? Ah! Am uitat. De la campion la campion. Poftiți? Am acest cadou pentru dumneavoastră, de la campion la campion. Oh, ok. A zis de la campion la campion și mi-a zis și dumneavoastră. Lasă! Du-te de aici. Da. Lasă că... Lasă. O să campion și pac am venit. Du-te aici. Să facem un interviu pe sărite, să vedem ce mai fac copiii în zilele noastre, cu ce își mai ocupă timpul. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele și vârsta, vă rog. Adina și am 10 ani. 10 ani. Ce probleme aveți la 10 ani? Ce griji mai aveți la 10 ani? De exemplu, ieri n-am mers Instagram-ul vreo 2-3 ore, mi se pare... Astea mai mari, lasă-mă că știu, abia am trecut prin asta. Bine că a trecut, zici că a fost cu tremur. Ai probleme pe care vreau să le rezolvăm împreună? Nu. De exemplu, e prea multă mate la școală? Dau un exemplu. Nu. Nu? Sunt prea multe mașini pe stradă? Păi merg în picioare. Da, bravo! Bravo, noroc că mergi în picioare. Da, dar n-avem cum să ne dăm cu bicicleta pe oriunde. Voi știți că pe vremea noastră puteai să mergi cu bicicleta pe orice stradă dintre blocuri și trecea o mașină la 40 de minute? Abia? Nu. Da.
Noi și strigam, vine mașina, ne opream toți 10 secunde, treceam mașina și după aia 40 de minute făceai ce vrei. Acum e mai greu. Am înțeles. Tu ești? Evelina și am 12 ani. 12 ani. Da. Cum ai trecut peste problema de ieri cu Instagram-ul? M-am băgat sub pietre. Au. Ce înseamnă asta? M-am izolat. Te-ai izolat? Da. Am înțeles. Da, am trecut cu bine peste treaba asta. Da. De la ce vârstă ai Instagram? De la 10 ani, cred. Ți se pare normal sau se putea mai devreme? Nu, eu zic că e ok, așa. E o vârstă bună, da? Da. Am zis, copiii tăi de la ce vârstă crezi că vor avea tabletă, telefon? 4 ani. Bună dimineața! Bine. Numele și vârsta, vă rog. Marina, am 12 ani. Ce ai vrea să schimbi la, în momentul ăsta, la viața ta de copil de 12 ani? Mai puține ore. Mai puține? Ore. La școală? Da. Și ce punem în loc de orele de școală? Păi nimic. Stați acasă. Păi stăm acasă, ce facem? Stăm așa? Ce suntem? Legume? Dormim. Somn. Bravo, gândim. Am gândire de copil de 12 ani. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele și vârsta, vă rog. Maria și am 10 ani. 10 ani. Ce crezi că e greu la 10 ani? Matele la școală. Mate? Și mie mi-a fost foarte greu. Plus că îl mai duceam pe unul în spate. Nu mai zic nimic. Spatele. Domnișoară, bună dimineața! Ești mai micuță și de vârstă sau doar de înălțime? Nu, doar de înălțime, am 10 ani. 10 ani? Bianca. Am înțeles, bună Bianca. Ce e fain la 10 ani? Ce vrea să nu se termine niciodată? Copilăria. Bravo! Și bugetul. Buget. Ai buget nelimitat? Poți să cheltuiești cât vrei? Nu. Nu, a? Cum faci când vrei să-ți cumperi ceva nou? Cum faci? Mai întâi ești cu minte o zi sau o săptămână? O zi. O zi ajunge. Da. Și după aia... După aceea să fiu năsărăvan. Ok, am înțeles. Deci o zi și după aia uităm. Da, de uităm, da. Bravo. Avem și doi băieți. Bună dimineața. Radu, am 12 ani. Salut, Radu. Ce e greu pentru tine la 12 ani? Să fac muzică. Muzică? Nu, nu cânt. Nu cânt? Nu cânt aici. Dar faci muzică? Da. Te-au obligat ai tăi? Nu, fac din plăcere. Vreau să devin artist. A, vrei? Mai mare. Vrei, dar este greu. Da. Am înțeles. Ce... Ok. Ce ai vrea să nu se termine niciodată? Deci, chiar dacă ai 40 de ani, să poți să faci și ca la 12 ani. Copilăria, evident. Să rămână copilăria în picioare. Da. Bă, mă spune, să o lacrimă. Bună dimineața. Numele și vârsta? 10 ani și sunt Alex. Alex, tu ai un aspect de copil foarte cu minte, dar cred că ești golanul clasei. Simt. Cred că ești. Nu? Nu? Elevul problemă. Nu. Haide. Simt că zace în tine. Ce e greu la 10 ani ca băiat? Ce nu te lasă în primul rând? Și ai vrea să... Aș vrea să mă uit la televizor mai mult. Mai mult la televizor? Da. Dragul meu, sunt de aceeași părere cu tine, doar că vezi, televizorul prostește. Îți spun eu că eu lucrez în el. Deci nu e bine mult televizor, că o iei razna. Păi nu, că mă uit doar vineri. Doar vinerea la televizor? Da. Felicitări părinților. Eu aș scoate și vinerea. Sigur, neața este altceva. Neața, poți să te... mulțumim, copii, să ne vedem cu bine pe copii. Găsiți ușor Academia Campionilor pe Facebook, de exemplu. Acolo puteți întreba despre proiectele lor și despre cum ne putem uita mai puțin la televizor. Asta o să fie bine. Să ajungi tu mare, tu ești cât vrei tu la televizor. O să ai televizorul tău, dar îți dai seama că nu e cine știe ce. Am mai...